Mai multe drumuri naționale din nordul țării se vor transforma în acest an în șantier. Statul intenționează să cheltuiască aproximativ 1 miliard de lei pentru lucrările de reabilitare a traseelor. Subiectul a fost discutat la o ședință de lucru convocată de șeful Cabinetului de Ministri cu responsabilii din cadrul Administrației de Stat a Drumurilor. Astfel, aproximativ 391 de milioane de lei vor fi alocate din fondul rutier pentru lucrări la obiectele de tranziție. Acestea presupun construcția 19 km din drumul Chișinău-Orhei-Bălți și un segment din drumul R34 Hâncești-Leova-Cahul-Giurgiulești. Alte peste jumătate de miliard de lei vor fi cheltuite pentru construcția obiectelor noi, printre care 57 de km de drum Bălți-Criva, 44 de km de drum R7 Păscăuți-Călinești-Fălești, R16 5 km din tronsonul Orhei-Bravice și altele. Premierul Ion Chicu a cerut Administrației de Stat a Drumurilor să supravegheze minuțios toate șantierele și să asigure o calitate înaltă a lucrărilor și materialelor folosite. Programul de repartizare a mijloacelor va fi prezentat pentru aprobare la ședința de guvern. Fondul rutier are în acest an un buget de peste 1.700 de milioane de lei.